Da, dragi prieteni, așa cum v-a spus și genericul, suntem aici pentru a vorbi de dresajul real. Protecție reală. Cum poți face un câine de protecție reală care să te și ajute, dar să nu fie periculos de-a dreptul pentru toți cei din jurul tău? Și despre disciplină și ce implică aceasta, fără menajamente, astăzi vom vorbi cu prietenul nostru, veți vedea, din Codlea, județul Brașov. Salutare, Paul! Salutare, Cătălin! Și salutare tuturor! Celor care îmi place să cred că ne urmăresc sau ne vor urmări la un moment dat. Sigur ne vor urmări la un moment dat, pentru că acest material este din playlistul numit Dialoguri DCP. Oamenii s-au obișnuit cu el, sunt acolo niște dialoguri memorabile și vor intra cu siguranță acolo să vadă ce avem noi de spus. Facem lucrurile să fie înțelese întru totul de voi și de ce nu, atunci când este cazul pus în practică în urma informațiilor pe care vi le luați de aici. Astăzi avem un nou dialog. Alături de mine se află un instructor dresor de undeva din inima României. Foarte mulți buni specialiști în domeniul acesta se află în inima României. De această dată suntem în județul Brașov, alături de prietenul nostru, Paul Mânzal. Salutare, Paul! Vă salut! Și pe tine, Cătălin, și de regulă și pe toți cei care ne vizionează sau ne vor viziona la un moment dat, de regulă mă feresc de clișee, dar realmente sunt onorat că sunt parte din acest... Mă bucur că ne-am văzut față în față. Și eu. Ia spune-mi tu mie, când ne-am văzut noi ultima oară? Aoleu, exerciții de memorie stau tare prost. Sunt câțiva ani buni, vreo 5 sau mai bine. Așa. Când eu am avut... neobrăzarea să îndrăznesc să fiu gazda unui seminar pe care l-a susținut un prieten pe vremea aia, deși prietenii ar trebui să fie eterni, un amic și acum cu care simpatizez, Sugebola. Okay. Persoană controversată, dar nu știu dacă el este subiectul Oameni discuției buni, noastre. Nu este subiectul discuției noastre, asta clar, însă vom discuta de ce s-a întâmplat acolo. Nu despre el, despre abordarea care probabil pentru unii care au participat atunci la acest seminar nu a fost foarte bine înțeleasă. Noi avem ocazia acum să o decriptăm cu ajutorul tău. În primul rând aș vrea să povestești câte ceva despre tine. Cum ai început? Când ai început? De unde a venit nebunia asta cu câinii? Undeva aici în Codlea, în județul Brașov. Hai să încep cu începutul începuturilor. Mă refer la frageda copilărie și asta înseamnă undeva până în jurul vârstei de 10 ani, neavând neapărat... Ai avut și tu 10 ani? Da, da. Cu ceva vreme în urmă. Da, am avut și 10 ani și cu melancolie mă gândesc la timpurile alea. Ca de altfel tot. Toată lumea care toată lumea știe cum care a avut copilăria normală. Nu știu dacă peste 50 de ani va fi valabil. Dar mă vom vedea. Acum trăim clipa. Trăim clipa, corect. Sincer, cățelul curții la bunici, aici în Codlea, sunt născut, crescut aici. Nu dintr-o familie cu cine știe ce pasiune nebună pentru câine, mai degrabă ci pentru câinele care făcea ceva și aveam în zonă le spuneau șorecari, era vorba de tecălu cu păr scurt pe care tot, știm. Tot spuneam atunci șorecari. Da, câini șorecari, mă rog, așa. Cocker, care chiar, dalmațian. Care culmea chiar prindeau șoareci așa mai departe și mai era câinele ogrăzii din spate, de lângă animale unde se creștea porcul în bătătură, găina și așa, câinele de pază. Primul moment, cred că de fapt pasiunea mea nebună pentru câine a fost din nevoia de a-l apăra pe câine și o să vă explic un pic
încercând să o scurtez totuși ca poveste. Câinele curții, un pufi, o chestie care ar semăna cu un mioritic al zilelor noastre, dar redus la talie, dar cu aspect glățos și alb. Mânca oase, eu aveam vreo 6-7 ani, ceva de genul ăsta. M-am dus la el, nu să-l necăjesc, că niciodată n-am simțit, apropo, niciodată n-am înțeles copiii care ei chinuie animalele ca formă de distracție. Hai să trecem la momentul în care m-am mușcat Pufi de maloa naiba, de formele mele rubensiene de mic, și bunica l-a bătut foarte tare. Momentul în care îl bătea pe câine nu m-a deranjat, m-a revoltat la culme, la modul că am țipat să se oprească. Oarecum simțindu-mă vinovat că câinele și-a bătaie din cauza mea. Pentru că chiar și la nivel de frage de copilărie am putut să conștientizez că era momentul câinelui, că era osul lui, da, că nu... da. Sincer, realmente, chiar am înțeles că de fapt sau era un sentiment al culpabilității oricum. Eu am știut că am greșit ceva, că în mod normal câinele era un câine destul de echilibrat pentru vremurile respective și nu s-a întâmplat niciun tip de accident de genul ăsta. Mă rog, ceva o-i fi făcut, nu mai știu exact, și am simțit de fapt, s-a produs un declic în care am început să urăsc omul care bate câinele, omul bunica mea. S-a creat o întreagă chestie la modul că îmi urmăream bunicii ce reacții au față de câini, pentru că brusc am simțit nevoia să fiu un apărător al lor. Ăsta a fost primul moment pe care mi-l amintesc realmente într-o relație cu câini și culmea negativ. Câinele m-a mușcat, dar nu mi l-am transformat într-un dușman. Nu ai prins frică. Știi că e... Din potrivă, sunt fascinat de câini. Chestiunea aceea, m-a mușcat, mi-e frică, m-a mușcat când eram mic. Ține de caracter, de genetică, nu știu de ce naiba o ține, dar pot să-ți spun că simt o atracție teribilă de a lucra cu câini extrem de periculoși. Nevoia de adrenalină sau nu știu ce naiba e, unde 5 instructori refuză un câine, pe ăla-l vreau. Diversi oameni care mă cunosc și în cercul meu apropiat mi-au zis că sunt împit la pragul sinuciderii. Sigur că bravez un pic, dar nu e bravada prostului. Mizez pe vreo 20 de ani de experiență. Chiar am învățat semnalele câinelui și știu să mă dozez foarte bine. Că și tu știi și oamenii de meserie știu că contează foarte mult emoția și ce transmiți. Dacă ești un actor bun și se pare că sunt, și câinele, nu-i dau niciun indiciu câinelui, am mai auzit, funcționează. Am mai auzit sintagma asta cu actorul de la Ovidiu, în dialogul nostru îl găsiți acolo pe canal, în playlistul Dialoguri DCP, desigur. Un dialog deosebit cu prietenul nostru de la Baia Mare, Ovidiu Catrinoiu Molnar, care de altfel spunea același lucru. Un dresor trebuie să fie un bun actor. Obligatoriu. Susțin și întăresc această chestie. Ce e definitoriu ca să poți să fii un bun actor fiind un dresor? Ce e definitoriu? Nu știu, probabil că ține de talent. Deși, uite, sar de la una la alta. Urăsc talentul în dresaj, pentru că talentul îl consider aproape un handicap. Talentul te puturoșește. Cred mai mult în muncă decât în talent. La un moment dat, conștientizându-ți talentul, faci rabat de la muncă și de la etapele pe care ar trebui, știind că tu o scoți la capăt și altfel. Ceea ce este la un moment dat nedeontologic și neprofesionist sau nefair play față de că eu vorbesc de mine personal. Mi s-a zis, băi, ești talentat, repede. Prefer să fii fost mai muncitor decât talentat. Știi că de obicei dresorii, așa cum au început ei de-a lungul timpului, practic au fost autodidacți. Marea, ce înseamnă cel puțin generația noastră, clar. Să lucrezi cu tine, să evoluezi. Absolut. Unul din aspectele cu care trebuie să lucrezi atunci când vrei să evoluezi este să fii din ce în ce mai bun, din ce în ce mai stăpân pe emoțiile tale, din ce în ce mai atent printr-un spirit analitic la ce Corect. Se întâmplă cu câinele pe care vrei să-l abordezi, dar asta face parte din propria evoluție. Așa cum ești autodidact să descoperi tehnici, apropo avem aici niște cărți, niște reviste extraordinare, chiar se numește revista Descoperă, deci despre descoperire este vorba și la noi atunci când vorbim de oamenii autodidacți. Studiezi fenomenul și prin eroare și reușită practic. Absolut. Înveți, dar autodidactul trebuie să lucreze și cu el. Nu trebuie doar să afle niște lucruri, să le învețe și să le folosească. Să lucreze cu el ca să fie din ce în ce mai bun pe domeniu. Așa este. Subscriu. Sigur că nu ajută la un moment dat să cunoști materialul cu care lucrezi, sau nu, ajută, dar nu este suficient.
Bun, te-a mușcat pufii, ai trecut peste această traumă. Este foarte bine că ai trecut, că altfel nu puteai să fii unde ești. Am vorbit despre faptul că un dresor trebuie totuși să fie un bun actor. Rămăsese să-mi spui ce înseamnă să fii un bun actor, dincolo de toate lucrurile pe care le-am spus eu. Păi, nu știu dacă aș fi neapărat în măsură, nefiind un actor cu diplomă, să spun că am văzut la televizor și actori fără diplomă. Da, așa este. Și unii chiar buni. Cred că este mai interesant de ce e nevoie să fii actor, ca răspuns, părerea mea, într-o primă fază. Și asta, hai să ne întoarcem la cum ne percepe câinele, că de aici pleacă totul. Bun, dar aș vrea până să vorbim despre cum ne percepe câinele, dacă tot rămânem pe acest culoar al evoluției tale, să-mi spui ce a urmat după pufi, adică cum s-a întâmplat ca tu să ajungi aici unde te afli acum? Este cu siguranță primul episod cu un câine și cu mine care m-a marcat, primul pe care îl memorez și știu și prima stare pe care am simțit-o vis-a-vis de câine ca și specie, pentru că pufi a fost doar un nume. Și un număr săracul la un moment dat în viața mea. Uite, niciodată nu mi-am pus problema că pufi e câinele 1 din viața mea. Prima dragoste ce urma să fie, da. Eu am tot însumat experiențe vis-a-vis de, n-aș vrea să fac să-mi pun poporul român în cap, că fac parte din el până la un mare punct. Dar după episodul pufi s-au mai adunat episoade în care câinii erau loviți, maltratați. Nu am mai mușcat niciunul. Nu m-am mai adică mușcat. Au mai urmat niște episoade precum Puffy, m-am mai mușcat vreo 6, unul de față, unul de picior, altul de mână, pe toți am iubit. M-am mușcat mult mai tare după aia, dar am învățat să trăiesc cu asta, ca parte din munca mea. Tatăl meu mi-a cumpărat un ciobănesc german, din linie veche, desigur. Blacky, un câine pe care n-am să-l ui niciodată, un câine la care visez încă și nu visez melancolic și nostalgic prostește, pentru că să te iei de mână cu Nica. Nu, exclus, n-are nicio legătură. Nicu e un pic mai nostalgic decât mine. Da, eu zic că sunt mai pragmatic. Nu e rău, să știi că nu e rău să fii nostalgic. Știu, dar e periculos la un moment dat. După timpuri de calitate, după oameni de calitate și sau de după calitate. Păi animale de companie de calitate. Mereu îmi ridici mingi la fileu, Cătălin. Oameni de calitate și câini de calitate merg mână în mână. Pentru că până să degenereze câinii, a degenerat omul. Așa. Și ele conlucrează. Mă refer la acest Blacky care a fost pentru mine un cadou uriaș. Uriaș. Nu vă puteți imagina ce încărcătură emoțională. Adult sau semi-adult. Avea undeva la vreo 10 luni, 10-11 luni, un cățelandru, cum spuneam în perioada aia, un adolescent foarte mare fizic, bicolorul clasic, un câine extrem de înalt și masiv, bine proporționat, mi-l amintesc foarte clar, non-agresiv față de om, deloc, adică acea noțiune de pază naturală pe care de-abia aștept să o demitizez, dacă am timp și dacă mă lași. Vom discuta despre asta cu siguranță. Așa. Un câine căruia omul nu îi spunea nimic, venea la oricine fără nicio problemă, până într-un moment în care mă plimbam cu bicicleta cu un alt prieten de-al meu. La un moment dat am lăsat bicicletele și cu câinele Blacky. O să râdeți, aveam nevoie de încă o persoană să mă ajute să-l țin când venea un câine. Era extrem de agresiv cu alți câini. Din dominanță, teribil de agresiv, adică într-un minut nenorocea un alt câine. Și întotdeauna mai luam pe cineva la plimbări ca să mă ajute să ne proptim bine pe les amândoi, să nu mă târe, că aveam vreo 12-13 ani, ceva de genul ăsta. Și un nene sub influența băuturilor alcoolice a făcut un gest la câine, la noi, la Blacky nostru, care chiar eram supărați în familie că ne-am luat pita mai ciobănescul german și el lingea pe toată pisicuță, efectiv, nu ham, nu nimic. El de-abia aștepta să vină cineva, să-l lingă, să sară cu labele, pe el să-l umple de noroi. Și ăsta a gesticulat, a țipat la noi nu știu ce, sincer, nu că m-a șocat pe mine că nu mai văzusem, pot să discern cu ochii de acum care am văzut sute și poate chiar mii fără nicio exagerare de momente de agresivitate la câini, că a fost o ferocitate, era tipul de câine dominant care de-abia atunci pentru prima oară s-a simțit provocat. Tu văzuse-i numai în film. Acum pot să-mi explic, da. Care și apără stăpânul prin dresaj, prin nu știu ce, era. Pentru că tot sigur. Ai ajuns aici
Aș vrea să spun și o poveste interesantă, care este practic cumva similară, dar aș vrea să spun, n-am cum să te nu rog, spun. Te rog. Să o împărtășesc cu voi. Noi strângeam în spatele blocului mulți câini, cei care mă cunosc de când sunt de când am fost un copil, știu și au fost martorii faptului că stăteam cu toți maidanezii de pe stradă. La un moment dat în spatele blocului s-a aciuat o chestie neagră care stătea în grădina din spatele blocului și când strig să văd cei cu, că mi-e îmi sclipeau ochii la fiecare câine pe care îl vedeam, când strig, se ridică așa un cap, se uită și niște urechi drepte. Wow! Wow. Deci altceva. Era o lupoaică, un ciobănel german negru. Băi, frate, când s-a ridicat de acolo și, bineînțeles, cum am prietenit cu ea, nu, era irezistibilă dorința mea de a mă împrieteni cu căței. Și tentația prea mare. Era mare, un pic slăbuță, dar era mare, se vedea, era ca un ciobănel german, era, ce să mai, nu era maidanez, adică da, știam chiar era maidanez sau o corcitură, era un ciobănel german. M-am împrietenit cu ea, era gagica, apăruse acolo, era borțoasă. Deja la un dat avea pui. Și era foarte ok cățelușa, atât de mult era atașată de mine încât și-a lăsat pui în coteț acolo și noi pe vremea aia ne duceam la sifoane sâmbăta dimineață, cum ne trimiteau părinții. L-a umplut sifonul, cunosc. Da, și acolo era coadă la sifoane. E, gagica a stat, s-a întins plăcintă cu mameloanele alea mari pe ciment acolo, relaxată, m-a așteptat până am luat sifoane și ne-am întors. Era un câine, deci, bine integrat social, n-avea nicio problemă, ea stătea afară, în mediul urban, coteț. La București. Da, exact, mediul urban, nu era nicio problemă, pe Calea Moșilor stăteam atunci. E, într-o zi, aveam un gărduleț așa, plasă de-asta de Buzău, în care încercuia un maidan pe care jucam noi fotbal. Și lângă mai era un pic de spațiu cu verdeață. Mă trezesc, eram neatent, nu mai știu ce făceam atunci, eram într-un stand-by, așa, cățelușa mirosea o bucățică de iarbă, când sare un băiețaj ăsta mai mare, de vârstă și mai înalt, sare gărdulețul ăla, bam, și îmi dă un șut în fund, bă, te-am prins, bă, să vezi că, bă, nici n-apuc, că am rămas surprins, nici n-apuc să mă întorc, să mă apăr sau să fac ceva. Și ai și luat-o. Fratele meu s-a înfipt cățeaua în piciorul lui, în pulpa aici, a sărit ăsta cât colo, s-a speriat, deci efectiv l-a mușcat, a sărit gardul înapoi și eu la un dat am rămas emoționat, apropo de emoția asta. Ce spui, ai trăit o emoție. Am îmbrățișat-o și am zis mulțumesc, taradam, taradam, ce câine minunat, bla bla. Nu știi ce emoție ai creat în mine acum, reală. Și eu l-a strigat de după gard de acolo, luați-mă tu morții, mă, nu te prind eu fără cățea. Mm-hmm. Cine l-a mai auzit pe ăla, cine a mai interesat ce înjurătura dată la? Când eu am văzut o scenă la care am fost martor, și o scenă din filme, efectiv, numai Rin Tin Tin și Lassie și eu știu ce, Ringo, cățel da. De la televizor, mare vedetă, făcea de asta, să-și apere stăpânul, să se ducă, adică noi știam că e din filme treaba asta. E, uite că eu am trăit-o exact ce spuneai tu pe pielea mea. Nera, că așa se numea cățelușa, îi dădusem noi numele Nera, ajunsese... Practic, când eram afară, ea de oriunde era, se ridica, venea și stătea numai cu mine. Când stăteam eu 4 ore, 5 ore, 3 ore. Era lângă tine. Era lângă mine. După aceea se ducea la locul ei. Când plecam, când veneam, dădeam două fluierături când ieșeam afară a doua zi, ridica capul, ocolea gardurile care erau pe acolo, se planta lângă mine. Numai așa a trăit cățelușa aia. Deci, atunci, sentimentul era, părinții nu mă lăsau să țin câine în casă, știi? Și atunci, eu aveam o frustrare, că mi-aș fi dorit să văd un câine lângă pătuțul meu. Al meu. Dar ea, în practic, mi-a lina această dorință, această nevoie, stând lângă mine atâta timp cât eram eu afară. Da. Deci eram omul și câinele. Și da, sentimentul este uriaș. Gratitudinea pe care o simți față de câine nu o poți compara. Uimirea, mai ales al nostru profesional. Da, noi empatizam, iubeam, ne plăceam, simțeam atracție față de câini, dar știam puțin și empiric despre ei. Dar pot să spun ce a trezit în mine. Blackie este al doilea mare capitol. Blackie este, wow, ce mișto e câinele pe lângă om. Utilitatea. Da. Câinelui, da? De la Puffy la Blackie, Paul care apără, după care Paul i-a apărat.
Corect. Vezi că există și un echilibru. Niciodată nu mi-am pus problema decât acum, prezentându-ți cele două povești, că foarte mișto mai dus pe firul epic, încât acum, practic, să mi se producă și mie un declic, să-mi dau seama că... Ai o revelație. Da, efectiv. În prima fază am fost victimă, iar Blackie a spălat păcatele lui Puffy. Da, și fii atent, paradoxuri peste tot, personajul negativ e alb, personajul pozitiv e negru. Da. Știu că tu, la un moment dat, ai fost în Anglia. Da. Până să te duci în Anglia, deja știai să dresezi câini? Adică știai noțiuni, făcut să-i treaba asta? Da, un răspuns care m-ar împacheta frumos ar fi da. Un răspuns onest ar fi credeam că știam. Aha. Și nu vreau să fac deservicii poporului român, că n-am nicio problemă. Însă nu aveam material. Autodidact fiind, toate școlile, liceele și mini-localitățile din zonă știau că eu cumpăr materiale cu și despre câini. Asta nu vă închipuiți că eram vreun foarte potent financiar. Cumpăr la modul că cu banii de am cumpărat o pereche de pantaloni, realmente, și am și poze, mă impuneam un petec peste petec peste petec și cu banii aia cumpăram o carte. Câinii noștri, pe care am văzut-o la un nene, ți-aș da o bădă, niște condiții. O nu știu ce, adunam tot ce înseamnă revista amărâtă, ziar, articol, cu și despre, indiferent de rasă, indiferent de tipul de material, pro sau contra câine, de la bazme pe care nu le mai crede nici dracu azi, până la ce vrei tu, adunam. Mă rog, m-am trezit că vreau să fac asta și am început să lucrez cu câinii mei, bazându-mă pe niște experiențe personale, pe puțin material de acolo, pe puțină poveste de dincolo, astfel încât în anii de liceu, și ca să scurtez, în 1997 am terminat liceul, la vârsta de 18 ani, clar, deja aveam câțiva căței dresați pe bani, ai să râzi. Ce te-a determinat să pleci în Anglia? Adică... Încercarea de supraviețui doar din dresaj nu mi-ajungea. Aveam mari frustrări vis-a-vis de faptul că nu aveam performanță. Eu știam, oamenii erau, hai să râzi, eu am la nivelul, mi-am confecționat manșor, nu te gândi, făceam și bază. Ți-l arăt că încă l-am. Piele cusută, din aia tare, sac de iută peste, tot ce trebuie. Și trebuia câini să muște din aia. Am făcut cu vecinul, învățam, eu agătam, tu ciupeai câinele, eu așa. Am trecut prin toate etapele astea. În adâncul sufletului meu știam că de fapt nu știu meserie. Nu știu de unde știam, că nu văzusem nicăieri performanța reală. Dar simțeam că îmi lipsește din ingrediente. Simțeam că la un moment dat trebuie să fiu prea dur, prea abuziv ca să supun. O chestie de feeling, dacă vrei. Da. Nu știu de unde știam, dar știam că nu știu destul. Deși dacă rămâneam la un mod simplist de gândire, omul e mulțumit, mi-a plătit, câinele faci. Și asta, m-a văzut acolo unde te-ai dus tu, în Anglia? Da, asta nu. De fapt, eu am ajuns în Anglia la vârsta de 30 de ani. Aha. Vorbim de 10 ani în care am adunat un număr mare de câini avuți, lucrați, etc. Deci deja aveai o experiență destul de vastă. Da. Dacă nu eram un om obiectiv și realist cu mine însumi, puteam să fac și eu marele dresor. Fac și eu de 10 ani. Da, ceva de genul. Când mi-am dat seama la ce nivel se lucrează, pe ce principii, acolo ai cum? Văzut? Da. Dar cum ai văzut acolo? Unde? La un club de dresaj pe care la vremea aia se chema Pro Canine, unde doi tipi conduceau această mică treabă, care a devenit foarte mare în timp. Adică nu era uriaș când i-am cunoscut, era un club important de dresaj, pe care îl conducea Suge Bola împreună cu Danny Lines, Pro K9, o echipă formidabilă, ei doi. Și tu ai avut ocazia să vezi? Am avut ocazia să văd acolo, să găsesc o atmosferă de gașcă multiculturală, dacă vrei, în care eram și români, și polonezi, și Suge, care e malaizian la origini, dar totuși cu engleză vorbită de nivel de Oxford și educat și așa mai departe. Acela, da, și Danny Lines, și toată lumea, și câte un scoțian, și o chestie mișto în care ne unea pasiunea. După mulți ani m-am întors în țară și primul meu gând a fost să vreau să ne unesc. Văzusem cât de mișto e să fii o echipă mare, să te ajuți, să vină ăla vine cu felia lui, tu vii cu povestea ta, tu vii cu talentul tău teribil pe ceva, tu vii cu faptul că nu ți-e frică, tu vii cu faptul că ai experiența din sport.
Toate astea împreună nu exista să ai cazuistică pe care să nu o rezolvi, pentru că toată lumea punea umărul. Da. Într-o atmosferă foarte mișto, fără aroganțe, fără hai să facem treabă, hai să lucrăm cu câini. Nu m-am lăsat până nu m-au și licențiat. La un moment dat, din statutul de simplu membru, care vedeam de două ori pe săptămână să-mi lucrez propriul câine cu care lucram în securitate, a început să-mi placă foarte mult. Sigur că am pus mâna pe un manșon, am făcut, bă, Paul, e ok, te miști, devenisem mai mult decât un client și am avut o discuție. Și te-au integrat. Da, m-au integrat, m-au asimilat până la un punct și am zis, băi, zic că, uite, mă lovesc la muncă de faptul că sunt o grămadă de câini care ar trebui lucrați în firma de securitate la care lucram. Se duc banii la diversi alți dresori, că legea e obligat să aibă câinii dresați la un standard. Eu și să vreau să le fac câinii, nu că n-aș ști, nu pot că n-am. Și ăștia m-au licențiat într-o formă sau alta. Am făcut un curs de vreo 6 săptămâni, nu l-au tratat cu superficialitate deloc. Da. La modul că deși ne știam, adică asta mi-a, rigurozitatea britanică am să o salut întotdeauna. Pentru că astăzi beam 5 beri și ne îmbătam și mâine când dădeam examen nu mai eram ăla cu care am băut. Era cu 10 întrebări pe care trebuia să le știu. Adică, omul și a zis, băi, Paul, ăsta ți-a examenul, vrei să te faci instructor? Da, nu, deschide pagina, ai 60 de întrebări, ai 30 de minute. Păi da, Danny, da, ne vedem peste 30 de minute. Asta m-a împins către performanță, dacă vrei. Deci, practic, înclinația ta, așa cum ai apucat tu să ai experiența din Anglia, a fost către câinii de real, efectiv. Noi numim generic câini de real, dar e vorba de niște câini dresați pentru realitatea în care oamenii trăiesc. Recunosc că da. Agresiune, cel mai tâmpit tot felul, de situații în care, practic, câinele ar trebui să facă față unei protecții reale în fața în care unui oameni ești în pericol, da. Da, ești, te în care pune în pericol. Se manifestă agresiv. Cum de te-ai oprit acolo? Adică ce ai spus? Băi, îmi place asta cu realul. Pare că am înțeles-o sau nu? Ai înțeles din ea și apoi mai departe, care ți-a fost traseul? Păi, în sensul dresajului real de protecție. În sensul dresajului real a fost așa. Mi s-a deschis o ușă de pe care n-am mai putut să ies niciodată. Uh-huh. Mi s-a deschis o ușă a lăcomiei de informație teribilă. La un moment dat, viața a făcut să aleg eu și soția mea, cu noul meu născut fiu, născut în Marea Britanie, să ne întoarcem acasă. A fost o decizie în care de familie n-avea nicio legătură cu performanța, ba chiar îmi atinsesem apogeul, dacă vrei, după câțiva ani de chin, de anonimat, de chinuit cu banii, de luptat cu idei preconcepute vis-a-vis de cine ești și de unde vii. Începusem să culeg roadele realmente, dar pe fondul unei nemulțumiri de familie, nefericiri, am ales familia versus carieră și alte chestii și nu regret. Aș face oricând același lucru. M-am întors acasă, m-am întors aici, între noi. Apropo de cocioc, că ai spus mai devreme, aș fi dorit când m-am întors să fac același lucru, să-i unesc pe toți așa cum am văzut eu acolo. De ce crezi că ei reușeau și au reușit în a fi uniți și a face echipă și de ce undeva aici nu ți-a ieșit sau ți-a ieșit? Spune. Nu mi-a ieșit. Dar care ar fi motivul acum cu îngăduința de rigoare? Nu trebuie să dăm cu parul. Nu dăm. Cu îngăduința de rigoare pentru că toți facem parte din aceeași nație. Absolut. Nici nu vreau obiectiv. Să dau. Obiectiv. De ce? Obiectiv... Mă cred că n-aș ști să-ți răspund. Ce? Chestiune de mentalitate, da, de educație, de autolimitări. Bine, dăm voi totuși să fiu onest, că mereu mi-ai cerut să fiu onest. Cred că e vorba de caracter sau mai degrabă de lipsa lui, dacă vrei să fiu onest. Pentru că lipsă de inteligență nu e cazul la poporul român. Corect. Deloc. Lipsă de talente, nici atât.
Suntem geniali în multe și nu e paradă de cuvinte. Da. Sunt realități, da, ne descurcăm în orice situație. Prin mie mi-arăți atât. Îmi împărtășesc părerea, sigur că. Să ne întoarcem un pic în ceea ce ne place cel mai mult, și anume dresajul canin, dincolo de toate aceste situații adiacente care compun tabloul, dresajul de protecție reală. Boy! Oh, crazy guy! What are you trying to do? Stop it, boy! Good boy! Get him! Good boy! Stop fighting my dog, okay? Jack, out! You are crazy, mate. You are crazy.